Deși zilnic au fost cu ochii pe cei aproximativ 30 de comercianți amplasați pe insulița de pe Jiu cu ocazia zilelor municipiului Târgu Jiu, inspectorii OPC nu au aplicat amenzi în cazul acestora. Conducerea Oficiului pentru Protecția Consumatorilor Gorj, reprezentată de Mădălin Giurcău, a declarat că nu au fost depistate în reguli în activitatea comercianților. Totodată, urmărite îndeaproape au fost și spațiile de joacă, dar și tirii bombele. La nivelul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor, în această săptămână am avut în atentă supraveghere manifestările desfășurate atât în piața centrală, în zona amfiteatrului, cât și în zona insulită, privind manifestări din zilele municipiului Târgu Jiu. Au fost descoperite nereguli în urma acestor controle? Până în prezent nu au fost descoperite, sperăm că și acest sfârșit de săptămână să fie unul liniștit, să nu avem evenimente atât din punct de vedere al alimentației pe care consumatorii o servesc, cât și a parcului de distracții prin care copiii se distrează și se dau în acele tiribombe și trenulețele care sunt amplasate în zona insulitei. Se pare că cei veniți să comercializeze produse de orice fel pe insulița de pe Jiu sunt mai responsabili în acest an. Inspectorii Oficiului pentru Protecția Consumatorilor îi avertizează pe aceștia că le vor monitoriza activitatea și în următoarele două zile până la încheierea evenimentului. Cei care încalcă regulile de comercializare pot fi sancționați cu amenzi usturătoare.